la ședința Consiliului Local de astăzi. Conform dispoziției numărul 218 din 4-12-2019, ați fost convocați pentru ședința ordinară de astăzi, având următoarea ordine de zi. Și anume, la punctul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local Sporten din 26-11-2019, prezintă secretar general Danilă Vasile. La punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind modificarea, dumneavoastră ați avut acolo un convocator, probabil aprobarea, este modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4 pe anul 2019. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin. La punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Sporțeni. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora aplicate în anul 2020. Inițiator, Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind înființarea organigramei și numărul de personal al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al Comunei Sporțeni, județul Bacău, inițiator Anton Gheorghiță Cătălin, primar. La articolul 6, întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali și declarații politice. Dau cuvântul domnului președinte pentru a supune la vot ordinea de zi. Domnul colegi, ați ascultat ordinea de zi. Dacă sunt discuții, acum vă rog, cine are ceva, vreo completare de făcut, vă rog frumos. Dacă nu, o să ieși domnul Zanfirescu. În afară de domnul Zanfirescu, mai avem vreun coleg, vreo colegă, ceva? Nu. Domnul Zanfirescu, aveți cuvânt. Avem ordinea de zi în care la inițiator, aici, la câteva proiecte de hotărâre, este primarul. Da? Deci, mie, deci primarul văd că nu-i. Mie, să-mi răspundeți, cine îmi răspunde mie la întrebări, la neclaritățile care trebuie să le spun, să-l întreb pe primar, el este inițiatorul, cine îmi răspunde? În ce poziție este primarul astăzi? Este plecat la Bruxelles, are delegație, împuternicire. Iar domnul secretar Danilă este în concediu de odihnă. Stați un pic. Primarul este plecat la Bruxelles și are delegație împuternicire pentru ce? Pentru că îi lipsește din unitate, din instituție. Cine are împuternicire în locul dânsului? Deci vreau să văd dispoziția primarului, că e plecat, nu? E plecat de luni, nu? Poate să vă răspund. Și dacă tot m-ați făcut, mi-ați ridicat. Deci dânsul e plecat în excursie. Niciun organ al statului român, astăzi, nu a dat o dispoziție de asta. Deci el este plecat într-o excursie pe partid, pe persoană privată. Deci el trebuia să fie în concediu de odihnă, ca să meargă, unde spuneți dumneavoastră, da? Doi la mână, potrivit legii, la plecare își deleagă responsabilitățile, atributul funcției de primar al ordonatorului principal de credit, către viceprimar. Există împuternicirea prin dispoziție către viceprimar? Pentru că eu îi pun întrebările doamnei numai dacă există această împuternicire. Altfel n-am voie să-i pun nicio întrebare. Este așa ceva? Eu nu știu. Păi punem întrebarea atunci a doamnei viceprimar. Aveți împuternicire făcută de către domnul primar ce a spus domnul consilier Zanfirescu? Nu am împuternicire, dar sunt capabil să răspund la toate. Nu, ce spuneți dumneavoastră este altceva. Este așa, o aruncare după coadă. Nu. Pe mine mă interesează dacă în momentul de față primarul și-a delegat atribuțiunile conform legii către viceprimar și există dispoziție. Și dacă există această dispoziție, este? Doi. Secretarul. Deci primarul, potrivit codului administrativ, nu este obligat. Spune, participă la ședințe. Dar să știți, doamnă, că secretarul este obligat să participe la ședință. În situația în care are o problemă medicală gravă, atunci tot prin dispoziție de primar se deleagă responsabilitățile către dumneavoastră, aveți, nu? Da. Suntem în regulă. Bun, dacă alcoolic mai avem ceva, o întrebare de pus? Nu. Atunci trecem să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Bun. Păi, să mergem la primul punct.
aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26-11. Discuții, dacă sunt cu referire la procesul verbal din data de 26. Dacă se scrie cineva la cuvânt. Bun. Dacă nu vă înscrieți, atunci înseamnă că supunem la vot. Cine este pentru? Se abține? Cineva împotrivă? Nu. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind, bine spus, modificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 4 al 2019. Da. Discuții. Faceți tot, domnul Zagrescu. Al coleg sau colegă? De cu rugămintea să vă notați toate întrebările puse, nu vreau să aud la următoarea ședință că domnul primar Nașuș n-a fost reședințat de această problemă. Dar cine încheie procesul verbal? Se înregistrează. Se înregistrează de acolo și face. Deci, atenție, să mă înregistreze domnul cameraman cu întrebarea asta care eu pun. Cine este cel care? Și să fie anunțat domnul primar cu toate întrebările puse de către Consiliul Local. Dar avem nevoie de aceste răspunsuri. Da. Mulțumesc, domnul. Da. Altcineva, dacă mai are ceva de discutat. Da? Mulțumesc frumos, domnul Zahăr. Haideți, domnul Zahăr, scutea că noi colaborăm. Vă scrieți aici, n-am de cum să-mi luați plăcerea. Da, nu pot. Pe chestiune. Unu. Aș fi vrut ca doamna contabilă să fie aici. Unde este doamna contabilă? Păi, tinele anului nu s-a întâmplat. Primarul e în excursie. Secretarul e gravid. Dar doamna, ce? Unde? Deci eu pui pun întrebările astea, doamne. Hai da, suntem într-o... Deci nu vă mai spun, domn președinte. Această emisiune, această ședință, trebuia să fie și una festivă, domnule. Trebuia să fie una festivă, da? Adică să ne întâlnim după un an, să ne întâlnim după un an de muncă, da? La un pișcot, la o aniversare de sfârșit de an. Și acum noi nici nu venim, spălăm Putina, nici măcar la asta nu venim. E greu, ce să mai zic? Nu vă pot răspunde. Deci, doamne, eu acum... Da, vei ce vă întreb pe dumneavoastră? Sunt un funcționar public. Deci, nu e în regulă. Deloc. Nu e seriozitate. Nu vă supărați pe mine, da. Adică, dacă facem ședința Consiliului Local, deci vin, convoc ședința Consiliului Local, noi venim și jumătate de care trebuie să fie aici pleacă. Nu. Vedem, ne vede lumea. Nu e în regulă. Deci vă spun sincer, nu. Și atunci, eu ce să fac? Deci nu pot să mă lămuresc mai mult decât atâta. Sunt niște lucruri pe aici care eu chiar îi le-am cerut, doamne, de multe ori. Mai explicit, pe conturi, ca să vedem de unde vin, unde se duc, ca să vedem fiecare. Nu respectă, nu vrea. Nu vrea. Ei se dă ordin să nu vrea sau o face de așa. Deci vreau să o întreb. Vreau să o întreb. Am mai întrebat, o zis, nu, că am făcut. Nu. Deci eu vă spun clar că nu. Domnule, o să supunem la vot acest punct și vedem dacă va trece. Mișca atitudine, dar mișca document. Nu. Bun, altcineva, dacă mai trebuie cineva, cu plăcere, domnule. Dacă mai e cineva care vrea să înscrie. Dacă nu, supunem la vot. Da? Cine este pentru? Numărați, vă rog, bine, dumneavoastră. Numărați-o, doamnă. 6. 6. Se abține? Aici. 5. 6. 7. Nu mai văd eu ce. Ambăruș. Da, împotrivă. Și domnul Hagi. Dar hai să repetăm și pasă. Haideți încă o dată, că nu vreau data trecută, că domnule, suntem la punct și virgulă. Da. Împotrivă, cine iese? Nu, ne abținem. Ne abținem. Abținem. Deci doamna Ceușu, Măcirescu, Zanfirescu, Eugen, Creangă, domnul Ambăruș, domnul Zanfirescu, Mihăiță. Asta 7, cu pagină. Da, e bine. Proiectul de hotărâre, ca să precizez, a căzut, ca să știți. Exact conform legii codului administrativ. 7 voturi sunt din cei prevăzuți. A căzut rectificarea, ca să știți. Asta e respectul care ne-l dă. Mi-e pare rău. Da, așa este. E vorba de respect aici. Mi-e pare bine, nu pare rău. Nu, mi-e pare rău că venim la ședință și nu sunt de tratat să apare. Pare rău. Da, bine, liniște. Da. Mergem deci la articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Scoțeni. Cu siguranță că dumneavoastră ați trecut și ați dat citire, ați văzut despre ce este vorba și acum la discuții. Pe cine? La domnul Zanfirescu. Altcineva?
N-avem. Domnul Zanfirescu, aveți cuvântul. Deci tot anul ăsta a fost, de fapt, vorba că noi modificăm, domnul președinte, regulamentul care l-am aprobat anul trecut printr-o hotărâre de Consiliu, la timpul respectiv, nefiind foarte... Și am acceptat cu toții că s-a strecurat acolo o chestiune care nu bătea deloc cu legea 215 la timpul respectiv. Da. Noi nu venim acum cu un regulament, doamne. Noi venim cu modificarea acelei hotărâri de Consiliu Local, în care atunci am aprobat regulamentul. Modificarea se referă doar la modul cum se aprobă, și am stat și la comisie, cum se aprobă acel titlu. Adică de majoritate vorbim. Suntem în situația unei majorități simple. Hotărârile acestea nu sunt hotărâri de buget, nu sunt hotărâri de patrimoniu. Da? Sunt niște hotărâri simple care se adoptă cu votul majorității celor prezenți. Venim cu acest amendament al meu, care vă rog să-l supuneți la vot, domn președinte, colegilor, intrăm în legalitate și cu doamna care ne-a și mulțumit aici și căruia i-am dat lunar titlul de cetățean de onoare, până când a trecut un an de zile. Deci este foarte frumos și rușinos din partea noastră. Nu a noastră, celor care poate și ne-am făcut. Da, trebuia. Nu, să știți că lunar am adus aminte de treaba asta. A fost lângă noi aici. Deci noi, doamnă, propunerea mea, modificăm punctul de la regulament numărul de la... De capitolul 3. Așa, doamnă. Articolul 3. Așa, că l-aveți în față. Din hotărârea 52 din 27.11.2018 exact. Privind regulamentul pentru acordarea titlului. Deci asta este. În sensul că acolo era prevăzut. Atât? Prevăzut anormal că se aprobă cu votul majorității din cei prevăzuți. Negativ. Legea nu spune asta. Prezent. Suntem într-o hotărâre simplă. Nu suntem într-o hotărâre de buget, finanțe. Să fim majoritari din 13. Sau într-o hotărâre de patrimoniu să fim 9 din 13. Ca să înțeleg, nu s-a dat atenție. Deci am discutat din luna iunie, iulie, august cu domnul Vasile. Venim numai cu modificarea acela și atunci suntem în legalitate și cu doamna. Ați înțeles despre ce este vorba? E vorba de acea modificare, da? La acel articol, da? Da. Supunem la spre acum. Chiar dacă ar fi fost articolul... Doamna, liniște. Trebuia să vă scrieți la cuvânt. Vă rog frumos. Toți am fost de acord. Cine este pentru? În aceeași hotărâre de astăzi, la articolul numărul 2, scrie, în luna ianuarie 2020, în cadrul ședinței Consiliului Local Scorțeni, îi se va conferi titlul de cetățean de onoare al Comunei Scorțeni, doamnei Măriana Axenia, din satul Scorțeni, județul Bacău, la data de că trebuie să stabilim o dată. O zi festivă. Nu. Asta s-a zis tot la fel în ședința de data trecută, când s-a spus, vă rog frumos, nu mai ducem ședința acolo. S-a spus că într-o zi festivă nu o să facem noi când... Sunteți de acord? De ianuarie? E bine, deci propune domnul Zanfirescu data de 24 de ianuarie de a se conferi timpul de cetățean. Facem de o zi festivă, nu oricum. Da, așa s-a spus. Vreau să scriu în hotărâre. Da, bine. Ca și dată sunteți de acord, domnilor colegi, 24 ianuarie? Da, de acord. Mergem mai departe. Deci asta să scrie și Articolul 4, da? Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxe locale și alte taxe asemănate acestora aplicabile în anul 2020. Am cam discutat-o noi în ședințele de comisie și n-aș vrea să ducem ca și discuție. Cine se înscrie la cuvânt? Deci Mihăiță Zanfirescu odată, Gelu Zanfirescu, l-am văzut și pe dânsul. Altcineva? Domnul Iaiță, aveți cuvânt. Dar referitor la majorarea taxelor și impozitelor, în rată cu inflația de 4,6%, de nu mi se pare normal ca noi să mărim, Consiliul Local să mărim taxele și impozitele prin aprobarea Consiliului Local, adică prin aprobarea noastră. Dacă Administrația Finanțelor Publice, Instituția Finanțelor Publice
ordonă treaba asta, să dea o lege prin care să o aprobi ei, să dea ordin, nu, să aprobi Consiliul Local majorarea taxelor și impozitelor. Dar există lege, dar dacă este lege, să o obligi, eu să dea... Dar de ce mă obligă pe mine să aprob o lege? Care este lege. Nu mă obligă nimeni să aprob ceva decât eu răspund dacă aprob sau nu. Nu mă obligă să măresc taxe și impozitele că vrea legea. Legea o reglementă. Doamna Cobuz, vă rog frumos, liniște. Asta e domnul Miaiță? Da, eu am spus pentru că nu sunt... Știți că are dreptate în ce spune. Haideți să ne aducem un pic aminte ca să putem să intrăm un pic mai în profunzimea unui aspect, nu a problemei de taxă. Când la taxă revenim. Mă țineți minte când a intrat în vigoare legea 157 a salarizării? Noi, da. Și era legea în vigoare. Noi, foarte multă lume a zis, băi, dar voi cum ați aprobat voi salariile astea acolo? Dar nu e așa că erau prevăzut coeficiențe în lege? Și în dreptul funcției. Noi am făcut... Noi am făcut doar ierarhizarea. Atenție! Am făcut ierarhizarea. Am făcut doar ierarhizarea. Dar restul era în lege. Deci restul era în lege. Adică, ăla care a făcut legiuitorul zice, păi să duc în Consiliul Local. Noi, de fapt, am validat într-un fel, dar n-am aprobat noi, n-am făcut noi legea. Asta sunt coeficiențe din lege. Noi am vorbit de salarii, de așa. Deci cam aici. Da, bine, am zis. Revenim. Da? Revenim cu ce am. Revenim. Doamna, vreți să-i răspundeți lumea aici acum? Haideți, vă rog. În cazul în care consilierii nu-și asumă indexarea taxelor și impozitelor, îmi plasează efectiv mie obligația de a indexa de la sine putere, având în spate articolul 491 din Codul Fiscal, prin care indexez taxele. Bravo. Deci sunteți obligată? Da, ia citiți un pic. Articolul 491 aliniatul 3 spune așa: dacă hotărârea Consiliului Local nu a fost adoptată cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de expirarea exercițiului bugetar, în anul fiscal următor, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, ori se determină prin aplicarea unei cote procentuale, se aplică de către compartimentul de resort din aparatul de specialitate al primarului nivelurile maxime, aici poate fi interpretat, prevăzute de prezentul cod, indexate potrivit aliniatul 1. Da? Eu indexez nivelurile care sunt, dar dacă mă obligă la nivelul maxime, voi merge pe maximul din codul fiscal. Să vă dau un exemplu. Stați așa, un pic, ca să dăm codul fiscal înapoi, pentru că este destul de mare și nu l-am mai listat. Da, l-am aici. Dați-mi un pic anexa. Deci, mai pe scurt. Dacă mergem în anexă la impozitul, taxa pe terenurile amplasate în intravilan, terenurile cu construcții, spune așa, că nivelul minim, nu mă ajută nici asta, mă uit în cealaltă de anul trecut, vă zic care e nivelul minim și care e nivelul maxim. Acum interpretez. Deci, nivelul minim la impozitele terenuri pus construcții este 711 de lei pe hectar, iar cel maxim 1788, indexat de cu 4,6. Da, deci... 266. Gata, liniște. Noi, ca și Consiliul Local, am putea stabili un procent mai mic. Până în 4,9%. Ba da. Nu avem voie. Deci, Consiliul Local are voie să stabilească suma, de exemplu, la localitatea terenurile cu construcții se încadrează între 711 lei și 1788. Nivelul stabilit de Consiliul Local în cele două intervale se indexează cu 4,6. Să aduc aminte toate taxele și impozitele fixate de Consiliul Local au fost la nivel minim. Gata, haideți că chiar nu înțeleg. Și deci, am o vârstă și nu mai arăt bine. Nu înțeleg. Nu mai zice, se aplică de compartimentul, da, de resort din aparatul așa, de specialitate al primarului, nivelurile maxime prevăzute de deci vă obligă să deci eu merg pe 1788 indexate potrivit prevederilor, da? Și așa mai degrabă indexez. Ca atare indexăm, da. Mai degrabă indexez. Doamna Nichita. Da. Domn președinte, da? Vă rog, da, v-am spus. Deci, doamna, ascultați-mă un pic. Deci am fost foarte atent la ce a spus acolo. Deci nu ați obligat. Da, dar pe nivel maxim. Dar pe nivel maxim. Dragi colegi, ia auziți. Haideți să vedem dacă pe un amendament la această hotărâre, oricare, ce merită, amendament, să stabilim
că noi aprobăm la nivelul minim consiliului, cum a fost și anul trecut. Și acum 2 ani. Și atunci, iată că nu scăpăm din punct de vedere legal de acest, de această corecție dată de INSEU, da? Și atunci, că altfel, dacă nu dăm girul ăsta la minim noi, urmă DESA va fi obligată să perceapă la maxim cu indicele de corecție, cu indexare. Dacă ne uităm în anexă, avem nivelul 20-20 indexat, da? Deci de la 776 de lei pe hectar, 812 lei pe hectar. Deci ați înțeles, domnilor colegi. Da. Acum ați supus spre aprobare. Sunteți de acord cu ceea ce ați discutat și colegi? Păi cum? Deci, de exemplu, dacă noi nu aprobăm 4,6, administrația finanțelor publice ne face cu o majorare maximă, adică 100% sau 200%? Da. Cât vine? Dar ei nu sunt atrează în procent. Ei nu lucrează pe procent. Ei lucrează pe nivel minim și nivel maxim. Da. Exemplul nostru dat era nivelul minim de 711 lei și nivelul maxim de 1788. Dacă dumneavoastră nu aprobați, pe mine legea mă obligă să merg pe nivelul maxim de 1788, indexat cu 4,6. Deci treaba este destul de clar. Apărându-i lege, nu-i tot mai. Da, încă o dată, revin. Haideți, domnul colegi. Obligă și prin noi ca consilieri să aprobăm lucrul ăsta. Dacă nu aprobe asta, îți dau cu capul și cap. Hai să stai de vorbă după aia cu domnul Popescu de pe deal și o să spune că tu ai fost ăla care ai fost de acolo și îmi dă aproape masă. După mine, dă efectiv atribuții Consiliului Local să îi scutească pe cetățeni de acel nivel maxim. Să-i ajute. Îi ajută. Și așa trebuie să și percepe. Da, de acord. Deci supunem spre aprobare. Cine este pentru? Da, indexarea este indexată. Cine este pentru? Deci, se abține cineva, domnul Mihaiță, mă abțin. Eu mă abțin, da. Deci, 12. Eu n-am mai vorbit aici, că... Lăsați, gata, domnul Gelu. Eu aveam și eu, domnul, dar stați, chiar aveam o problemă. O lăsăm la ultimul punct, acolo și discutăm, că acum este aprobat deja și gata. Bine, am înțeles. Mulțumesc mult. Mulțumesc, domnul. Articolul 5, proiect de hotărâre privind înființarea organizării, da? Cu serviciu voluntar pentru situații de urgență. Avem și specialistul aici. Noi, dacă vrea dânsul să spună câteva cuvinte înainte, ca noi să înțelegem, poate unii n-au înțeles când au dat citire la acel raport făcut de către dânsul, domnul Lăzărescu, vă rog frumos, dumneavoastră să spuneți și după care... Cu dumneavoastră nu merge și treceți-mă de acum. Vă trec de pe acum, da, la domnul Lăzărescu. Haideți și după aia intrăm în discuție, da? Și domnul Gelu Zanfirescu din prim. În iulie s-a adoptat ordinul 75 pentru reorganizarea serviciului voluntar. Față de ordinul 96, avem nevoie de adică este obligat serviciu voluntar să aibă 11 voluntari minimum. Față de ordinul 96 erau 34. Și ca dotare este mai simplu ordinul 75 față de ordinul 96. Și suntem obligați prin hotărâre de consiliu să aprobăm reorganizarea, dotarea și înființarea serviciului conform legii. Da? Asta e mâna domnul Lăzărescu? Da. În afară de domnul Gelu Zanfirescu, dacă se mai înscrie cineva la cuvânt? Nu. Domnul Gelu, spuneți despre ce este. Deci, noi suntem în V1, da? Da. În V1, fără autospecială, da. V1 pentru că dacă... Aveți până într-o mie de gospodării. Noi avem 1000, normal, prevedea ordinul cu autospecială, dar avem sub 20 de kilometri până la punctul de sprijin de la Moinești. Aha. Și nu ne mai trebuie. Bun, pe stația asta, inspectoratul pentru situații de urgență este cei care au toate atributele în cazul unei situații de urgență. Că dacă aveam autospecială, ei acționau de la un timp ce plus, da, după exact, noi. Exact. Nu? Da. Așa e, nu? Așa e. Bun. M-am lămurit. Mulțumesc. Dar aici mai am o mică chestiune. Vorbeam și noi și la comisii. Deci rămân 10 plus dumneavoastră. Da. Așa? Ăștia 10 au toți 10 contracte individuale de voluntariat? Așa. La avizare acum merge cu contractul ăsta. V-am specificat raportul de specialitate. Privind facilitățile voluntarilor. Aici dumneavoastră hotărâți. Ori mergem cum prevede ordinul 1576 din 2005 cu indemnizații. Dacă nu,
cum hotărâți dumneavoastră, cu reducere de impozit. Asta specificăm în contractele, noile contracte, le modificăm contractele. Bugetul local nu putem ști cât va fi și... După ordinul ăsta al ministrului de administrație, eu cred că ar fi bine, zic și eu, ca să refaceți aceste contracte, că sunt 10-11, nu? Cu... Da. Și să le facem exact cu ceea ce stabilim astăzi, ca hotărâre, și pe urmă, la o dată ulterioară, să le validăm în ianuarie și cu semnătura președintelui de ședință, că e rubrică pe spate, acolo, Bogdanel, pentru... la Consiliul Local. Da. Pentru avizare este termen până pe 27, să transmit știu. La ISU. Da. Asta știu, că ai până la sfârșitul, că altfel nu prindem autorizația pentru V1. Exact. Exact. Asta o să o trebuiască să o aprobăm, domnul președinte. Asta. Asta da. Dar eu am spus ca... modalitate de... Cu contractele. Da, da, da. Se revin la o ședință ulterioară cu... contractele, varianta ordinului Ministrului Administrației, care ai e, adică actualizate, conform hotărârii Consiliului Local. Exact. Atât am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, frumos, și eu vă mulțumesc, mult, mulțumesc, domnul Răzăresu. Da. Păi să punem la urmă, și eu ceva. Componența voluntarilor, cine o stabilește? Adică... îi întrebi pe oameni, vor, nu vor, stabilești cineva, ei se face poate o veni, poate sortare. Veni, poate veni oricine, dar conform ordinului 75, trebuie să vină singur și personal cu fișă medicală și aviz psihologic. Și cu o cerere depusă către primar. Deci când vine individul la dumneavoastră, dumneavoastră îl trimiteți cu, pentru aviz psihologic, cu toate treburile să fie exact, pus la punct. Exact, și de acolo se cerne totul și rămâne Ion Popescu. Dar el în contract, nu știu, dar nu, dacă aveți în contract, are și obligații, nu? Ce obligații ar avea în contract? Pe sigur, în contract. Are și obligații, nu? Ca orice contract are și drepturi și obligații. Mă refer și de voluntariat, de asta spun. Lăsați-l pe domnul Zanferescu, Mihaiță, să spună. Asta mă referam, că obligațiile, ca voluntar, ai niște obligații, nu așa, adică nu... Mulți merg pe ideea, Mihaiță, când... ești salariat când aud de cuvântul voluntar, degeaba se spune, domnule, nu, vii pe degeaba. Na. Nu, așa se numește serviciul ăsta. Serviciul voluntar pentru situații de urgență, da? Deci ca să înțelegeți. Nu înseamnă că, domnule, dacă voluntar vine eu că vreau eu, nu, sunt niște chestii. Omul semnează un contract, trebuie să achite. Trebuie să achite din niște obligații și astea, da? Mai are cineva ce... Păi nu, chestia ca să dea niște... minim informații, da, poate să găsesc oameni care vor să vină. Vor fi, să... da, da. Păi nu poți să-l pui pe oricare, trebuie și să fie omul competent la niște chestii. Da, este o vârstă maximă. Este o vârstă maximă. Este o vârstă maximă. În baza avizului psihologic și avizul medical. Se vede clar că este apt, adică nu îl dăm noi... Domnule, dar știți ce dreptea? Să se eliminăm suspiciunea asta că fiecare își alege că scutiți, câți plătiți, câți neamuri, câți păi frați, câți... Păi ca să nu mai fiți oamenii primari... Asta e problema, da, adică toată lumea... Da, că scumări politice, că e ok... Haideți să ne eliminăm cu cea prea departe, gata, haideți... Ca să scutim... Nu, nu, dar lasă de ce am... Domnul, stați așa, să scutim suspiciunea, că punem oamenii care își cumbrie. Exact. V-am spus în raportul de specialitate. În ședința ulterioară o să facem din nou contractele și să oferim o indemnizație în funcție de raportul de intervenție care îl fac eu. Nu știu, durează o oră, două, cât durează. Dacă durează o oră, foarte bine, îi trec nominal. Nu poți să treci pe cine vrei tu acolo, că ia să discuții din prima. Nu da seama. Face adică selecții urma scrierilor, ce zi, da? Nu? Să scrie 100. Cum alegem 10 dintr-o 100? Pe noi alegi. Dar cum să tu faci? Tu îi anunți. Pur și simplu o să fac eu pe telefon într-un... Da, zi nasol așa cu este o intervenție. Tu anunți pe cine vrei tu. Să trăiești în suspiciune, tu anunți cine vrei. Dar pavazați în toată comuna. Pavazați în toată comuna. La primăria Scorțeni e nevoie de 11 candidați pentru să fie voluntari în situații de urgență. Și atunci intervin niște criterii de selecție, vis-a-vis de ce meserie are fiecare. Timpul necesar care l-are, poate eu ești la pensie, la 40 de ani. Da, problema a fost-o bine. Da, adică, selecția dacă mai sun mulți. Tu, mă sun pe mine, eu să guneam cu tine, spunea, dar l-a sunat pe Zanfrescu, când are, nu știu ce. O să anunțeam pe toți odată. Genul o să-l trimit un mesaj. Dar dacă faci un anunț și vin singuri, atunci faci o selecție din care vrei tu, fără să-i anunți tu. Anunțăm noi acum, domnule, cine vrea
să facă parte. Păi eu de ce spun treaba asta? Din... Tot timpul să trăiești cu suspiciunea asta. O ales cu ăla, că tu plăci din post. O ales cu ăla, că ales și faci. O ales cu ăla, că... Puneți afișe la fișier jos aici, mai puneți la fișier. Da, domnule, asta... Prin afoasă consiliere, prin sectoare care le aveți anunțat. Bineînțeles, păi asta este, de asta se discută, se dezbate treaba asta. Și eu aș mai completa un punct privind contractele discutiri, pentru că... Dar nu o să fie discutit. Haideți, haideți. Nu, 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 să plătești fiecare. Care este o oră. Fără scutiri. Deci, noi dacă suntem de acord cu hotărârea care a pus-o acum așa, nu mai avem treabă de discuții cu scutirii. Noi aprobăm acum lui chestia asta. Și nu mai avem treabă. Da. Haideți. Rămâne selecția, cum a zis Mihai. Da, e bine. Da, rămâne. E bine ce a spus Mihai. Și elimină suspiciune. Și sună pe X, zic. Haideți, bun, supuneți reaprobare sub forma cum a spus și Mihai, da, tot, așa, cine este pentru? Toți, suntem de acord. Vă rog frumos, treceți acum. Bun. Păi să mergem și la articolul 6 cu întrebări interpelări, informări ale primarului. Dați-mi un telefon, domnului primar, poate mi-l răspunde de partea aia. Dar nu vei deschis telefonul, da? Să transmite în direct. Acum, fraților... Să transmite domnul... direct la podul de fier. Da? Da? Da, cine se înspera acum? Mi-ați luat cuvânt, nu m-ați lăsat să vă întrebi. Dau voie de acum, uitați, 3 minute aveți voie să vorbiți. Mi-ați dat, vai ce generos sunteți. 3 minute. Deja am însă emoții. Haideți că vă luați în timpul dumneavoastră. Da. Deci, ca să termin cu doamna Nechita, chiar dacă Luca se plece de asta. Vreau să vă întreb totuși, așa de curiozitatea mea personală, că sunt foarte curios de fire. Să zic și mie, cam ce, vorbim de taxe și impozite. În 2019, așa, cam ce suma, cam ce sumă am avut noi de colectat, doamnă? În 2019. Nu pot să vă zic lucrurile. Dar nu, stați un pic, eu nu v-am cerut la leu. No. Domnule, cam atât, că anul trecut ați spus, domnule, cam atât trebuia să conectăm. Sincer, să fiu numai atașez de sume. De ce? Pentru că... Domnule, totuși, pentru să avem o imagine. Nu pot atașa de... Cât îți din amenzi, cât e din impozite, cât îți din aia, cât îți din aia... Nu știu să vă zic, pentru că intervin schimbări zilnic. Doamne, e de ordinul miliardelor, e de ordinul leilor. Sunt destule. Da? Sunt destul. Pentru că spus, avem, ați venit și ați spus, avem de recuperat 6 miliarde din datoriile la, bă, așa, 6 miliarde din amenzi. Eu vreau să vedem. Și față de 2018, vreau să văd, care este gradul de colectare raportat la anul precedent. Pentru că eu, ca ordonator principal de credit, dacă sunt, țin cont de ceea ce veniți dumneavoastră ca propuneri. Că vă întreb acum, care sunt propunerile dumneavoastră ca specialist pentru îmbunătățirea colectării. Da? Propunerile mele ca specialist a fost o oportunitate a amnistia fiscală, deși nu... Câte persoane s-au prezentat? Au deschis deja prea multe persoane. Nu au avut impact maxim. Da? Deși am anunțat și peste hotare, prin toate mijlocile de comunicare. Care credeți că e cauza? Că acolo erau niște beneficii. Nu vor! Nu vor și cu asta. Deci cu exemple, cu... totul pozat pe telefon, pe Messenger, pe WhatsApp, în toate mijloacele de comunicare, pe cei mai mari debitori, i-am anunțat de această posibilitate. Nu vor. Da, dar unul la mână îi încurcă amenziile, care ei cred că se prescriu la 5 ani, dar se prescriu doar dacă eu ca funcționar sau ceilalți doi de sub mine nu l-au înștiințat, deși el când a semnat procesul verbal de amendă a luat la cunoștință, da? Și din amnistia asta, până acum, astăzi, mai este și mâine o zi, au beneficiat 10 persoane fizice și o persoană juridică. Am colectat 24.000 de lei și au beneficiat toți, la total, da? De o scutire de 31.000 de lei. O sumă bunicică! Spuneți-mi, vă rog, că suntem tot în ecuația asta. Dacă am minte, acum vreo 2-3 ani, ori fi, cred că chiar mai la început de mandat, când am discutat noi de contractele alea de concesiuni, știu că contractele le țineați dumneavoastră, este? Despre contractele de concesiuni m-a întrebat de mai multe ori în Consiliul Local și eu nu scriptă. Probabil dumneavoastră vă aduceți aminte de alea de Pășune care s-au făcut, erați în comisia respectivă la Pășune. Da, contractele da, de concesiuni. Eu le țin. Să la dumneavoastră? Da. Bun, nu vă întreb de alea. Zi de zi, în fața ochilor, trecând Moinești, Scorțin, Bacău, Bacău, Scorțin, Moinești, am văzut două de-astea mari publicitare. Barier cu murpanta la Grigoreni, la Florești, cu mers din Tescan pe dreapta,
ceva bistro, nu știu ce. Alea sunt pe domeniul public. Nu aveau voie să fie amplasate pe domeniul public decât dacă erau contracte semnate între ordonatorul principal de credit și respectiva firmă care a cerut dreptul de a-și amplasa aceste panouri. Vreau să văd aceste două, eu două le-am văzut, vreau să văd aceste două contracte și să vedem noi în Consiliul Local care sunt beneficiile care le are Comuna Scorțeni, Watu, de la aceste două, de la barier și de la bistro, care, cum îi zice, lui ăla, la aici. Pentru că, știți de ce? Acolo e vorba tot de parale, doamne, tot de bănuți. BMW 49 VGD. Da. Așa. Un BMW? Da. Da, da, avem noi față de așa ceva. A pierdut telecomanda. Wow. Eu am încercat. Ei, a venit să mă cap. Fi un senator. Noi suntem purniți. Ona de Bacău. Dacă nu și ochelare. Nu, duceți-o la poliție, e mai bine așa. La poliție. Mergeți și duceți-o la poliție. Deci, doamnă, contractele astea două le aveți? Aș vrea să le văd și eu. Cum adică? Nu avem sau cum? Nu am contracte cu barier. Păi și pe baza la ce au amplasat aia? Pe domeniul public al Comunei Scorțeni? Mm. Panouri publicitare. Păi aici e vorba de parale, doamne. Mai facem și noi un bănuț. Da? Le avem sau nu le avem? Nu avem niciun contract cu barierul sau cu... Eu am zis, domn președinte. Păi eu au ce spune și parcă le și văd unde sunt montate. Dar parcă și leșuri. Eu parcă mai am leșuri. Dar dacă la Grigorele de vreo 10 ani pus pe pășunii, iar la ăsta de aici, de la Bistro, trebuie să ne informăm la drumuri naționale. Deci, doamnă, peste tot, peste tot. Chestiunile astea se plătesc. V-am înțeles, dar nu sunt eu în măsură să merg să iau pe ăla de urechi de ce ai amplasat. Doamna Ambăruș, e de pe timpul dumneavoastră ăla. Eu nu pot, sau pe bani. Eu pot să spun mai înainte, s-ar putea, pe de asta zic, asta mai zic, s-ar putea. Așa spuneți, spuneți, doamna. Dar ei la alții dinainte, frate, nu sunt prezenți aici. Dar nu sunt prezenți, atunci spuneți că sunt cu 15 ani mai încurs. E vorba de jumătate de metru pătrat cât folosesc ei acolo. Dar nu, dar mă gândeam că știți dumneavoastră. Înlocă primarul, înlocă primarul Comunei Scorțeni, dacă e în direct cu noi. Acum să ne răspundă în direct. Dacă nu, în luna ianuarie, așa, când începem anul în forță, îi promit o ședință în forță, că asta mi-a spus. Acum suntem solemn, în ședință solemn. Așa, să vină să ne arate contractele cu aceste două firme și ce clauze sunt și ce bani câștigă Comuna Scorțeni, că din câte văd eu, n-am luat niciun leu până acum. Și mai avem noi cazuri sociale, mai avem noi niște oameni mai amăreți în care... Mai avem pe cineva cu altă problemă. Mergi, păi, dar asta s-a terminat. N-a terminat. Păi cum, dar asta a fost o problemă. Asta dumneavoastră, sigur. Păi da. Deci, cu doamna a terminat. Doamna... Doamna... Așa. Nu am văzut. Domnul președinte, lăsați-mă mai băgați și acea acum. Domnul șeful, haideți, domnul profesor. Că ceea ce spune acum era valabil și pe vremea dumneavoastră, atenție mare. Nu am văzut niciodată anul ăsta pe ordinea de zi, dar niciodată nu am văzut, nici anul trecut, nici acum 2 ani. Și acum mi-a venit, că am citit aseară, niciodată n-am văzut angajarea asistenților personal, pentru persoanele cu handicap. Astea se apropie de Consiliul Local, de bugete. N-am văzut niciodată, nu știm cine sunt. Deci notați-o, în ianuarie, așa, unul, doi, știu. Deci astea, astea sunt pe timpul meu. Pe timpul să nu se știe. În fiecare an, nu se poate, în fiecare an, în fiecare an, lucrurile acestea, când apar cazuri față de cele care sunt în derulare, aprobate, vin tot în... Deci vin toate în Consiliul Local. Eu în mandatul ăsta nu mă refer la mandatul ăsta, am glumit. Nu, că ai spus mai chiar nu, chiar nu. Am glumit, da, nu. Hai la tuși noastră, dau o glumă. Dar mandatul ăsta cu certitudine, că na, aici am fost, permanent, cu toții, eu n-am văzut așa ceva. Da. Vă invit la mine în birou să vi le arăt. Păi da, doamnă, ne invitați, dacă n-apar lucrurile astea, tot în Consiliu vindeți bugete, pentru că eu sunt cea care lucrez în revisal modificările, da, vind salarii, noi le angajat sau... Astea, când apar, vine în Consiliu cu proiect de hotărâre, doamnă, secretar. Ce Dumnezeu. Mergem mai departe. Haideți mai departe, da. Eu am observat că se menține aceeași stare de lipsă de transparență. Privind solicitările care le-am făcut de un an de zile, lunar, lună de lună, vis-a-vis de drog, cheltuirea banului la drumuri, am cerut documente, dosar, nimic. Drumurile, miliardele care s-au dus la dansuri de 3 ani, ca să analizăm dacă avem raport de nu știu ce, mai mult decât atâta. Eu de un an de zile nu am văzut cine semnează documentele de la dansuri. Cine le semnează? Cine? Dumneavoastră erați în comisie. Eu eram. La mine n-a mai venit niciodată nimeni. La dumneavoastră n-a mai venit?
Cine semnează documentele lunare de la dansuri? Pentru că am vrut... Comisie, doamnă, comisia de recepție, nu, asta nu se... există. Ei, nu există, nu știu de asta. În fiecare an, noi semnăm lunar... Nu, n-am uitat nimic. Ba da, de la spuneți altceva, domnul președinte, îi vorbesc eu, da? Este pe sponsorizare, nu mai eu, acum v-am dat voie că sunteți... Am cerut documentele, să vedem documentele, să vedem pe ce am cheltuit noi bani. De când am cerut proces de bani... Doamne, bun, doamne, notați. Vreau să vedem raportul de sponsorizare. Asta, a sponsorizare să vezi noi clauzele. Nu face primăria sponsorizare. Deci cine face, trebuie să vedem. Noi, Consiliul Local, vedem. Când intră în buget, pare de sponsorizare. Ba da, toți banii care vin, intră în buget cu aprobarea Consiliului Local. Dacă eu fac sponsorizare către o asociație, ce treabă are cu sponsorizare? Doamna, am să vă dau un răspuns. Doamna, vine totdeauna, trage o concluzie după ce vorbim noi toți. Adică să punteze... Dar măcar o concluzie bună. Dar nu e concluzie bună. Pentru că toți banii, să știți, care vin, intră în buget prin aprobarea Consiliului Local. Asta e treaba. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Nu mai răspundeți. Eu nu v-am pus întrebare dumneavoastră. Da, așa. Eu am spus-o ultima dată. După ce termină dânsul, cu mare drag, îmi dau nu m-am înscris la cuvânt și, mă rog, să mă lăsați. Continui. Că ce spune doamna pentru mine nu e relevant. Nu știu. Lăsați. Nu mai dată vă răspunde, da. Și care e fundamentat? Asta e părerea dumneavoastră, da? Doamna Corbuz, parcă a stat de vorbă cu un copil de grădiniță. Ați fost să ne învățăm, doamne. Când le spunea și copilul... Și sunt, voi fi! Doamne. Și să fii, să ia domnul. Haideți ca să nu fim la capra podului. Vă rog frumos, să fim un pic civilizați. Dumneavoastră aveți un punct de vedere. Eu v-am spus că Consiliul Local aprobă bugetele și nu trece decât prin Consiliu orice intrare și ieșire. Domnul, asta spune legea. Dacă dumneavoastră citiți altfel legea, pe cam sau altfel, am cerut și sponsorizarea de la acea firmă ca să vedem de ce. Și o cereți de un an de zile și nu și l-am văzut-o. Și de ce? Păi atunci stați un pic. În ce ecuație suntem? A transparenței? Păi dacă dumneata nu vrei să-mi aduci documentele astea, am dreptul să am o suspiciune rezonabilă? Că treburile nu se regulă? Domnul președinte, haideți dați o naive de treabă. Am cerut dirigite de șantier, da? Da. Țineți minte. Mi-aduc aminte, în ianuarie. Am cerut să se aducă foarte frumos recepțiile pentru iluminat public, da? Nu s-au adus. Am cerut să se aducă acea recepție cu acel proiect la podețul de la Ișvan, de la noi. Și că ar fi fost răspuns. Cred că în jur de 6 milioane un proiect. Miram așa. Acum chiar vreau să mulțumesc inclusiv pentru ghirlandele care s-au pus în sătuc la mine acolo, oameni buni. Nu mai cheltuiți banii pe, pentru că vă costă mai mult instalatul decât ghirlanda aia care este de un metru acolo. Da. Păi dar asta nu vă aduceți aminte că pe noi ne-a costat mai mult demontatul decât montatul acum 20 ani. Mergem mai departe, mă lăsați, da? Da, vă rog. Am o întrebare vis-a-vis, dacă știți și cine știe din aparatul administrativ, aici chiar poate să răspundă și doamna. Când este organizat festivalul datinilor? Știți de ce? Noi am aprobat în Consiliu 15.000 de lei. Da? Zic bine? Da. Bun. Dar noi, eu, primar, nu vin în fața Consiliului. Voi, fraților, hai să ne punem de acord cu o schemă de organizare, cu un program, pe data de, ca să fim aproape de sărbători, sau când o facem, pe 285 noiembrie, hai să facem festivalul ăsta. Știi cineva de festivalul ăsta? Acum noi suntem în ședința de Consiliu, măreața ședință de Consiliu solemnă și aniversară, așa, din acest an, și noi nu știm când se desfășoară acest festival al ursului. Deci știm? Nu este prezent primarul, știm? Nu este prezent secretarul și vreți să venim la extraordinar sau ședință. Doamna Iclea, știți când e festivalul ursului? Nu știți. Doamna... Știți? Nu, dar acești bani, 15.000 de lei, eu gândesc că sunt inclusiv la aceste zile. Am zis la început, de ce să o inoportunez eu pe doamna cu întrebări, nu dacă puteți, doamna nu... Nu, da, uite. Mai departe, domnul Banii. Să răspund acum. Pentru a se fixa data festivalului respectiv, nu depinde doar de noi. Este în funcție și de răspunsurile pe care le primim la invitațiile făcute de primărie către. Nu sunt împotrivă. Deci, oricum, la o dată anterioară... 31 de Crăciun. Anterioară. Doamna, doamna Lidia. Asta zic, 21-22, dar în funcție și de cum ne răspund. Eu sunt de acord cu ce spuneți la asta și este foarte logic. Dar eu, consilierul Popescu, Ionescu, Zanfirescu, da? Eu, când vine primarul Comunei Scorțeni în față cu
proiectul ăsta nu vine și spune, băi fraților, ăștia-s banii, ne ajung, nu ne ajung. Uite, am invitat și eu pe Sofia Vicoveanca. Am venit. Unde o ducem? O ducem pe scenă, aici, să facă frigul. Am mai invitat pe cutare sau cutare. Deci măcar atât. Și atunci discutăm. Ce ziceți? La data de e bine, am propus pe 2 noiembrie. Îi bine, domn primar, hai să o facem între Crăciun și Anul Nou, cum o face toată lumea bună, treaba asta. Sau hai să o facem de Sfântul Neculai, sau hai să... Deci, dar dacă noi nu știm nimic, absolut nimic, păi vin... Răspuns de partea colegii, este timp. Când o, în ianuarie sau nu? Păi noi ne mai... Domnul, stați un pic, domn președinte. Păi noi ne mai întâlnim până în ianuarie, domnul? Eu așa ce nu, domnul, dar ce vreți să muriți? A, la urs. Da, mulțumesc, mulțumesc că mi-ați urat, mi-ați făcut o urare. Mulțumesc. Domnul președinte, banii se cheltuiesc fără știrea Consiliului Local, de multe ori, în diverse situații. E o afirmație gravă, aveți și probleme. Sunt, da, dar eu am spus mereu care sunt, au fost, pentru că toate cheltuielile care vin în afara bugetului, și sunt, am spus data trecută, sunt care vin în afara bugetului aprobat de noi, în aprilie, care nu sunt nici în planul achiziții care e corelat cu bugetul aprobat, vii cu ele, domnule, în Consiliu. Vii cu ele în Consiliu, domnule, uite, a apărut treaba asta. Niciodată nu a fost nimeni de aici să spună, du-te bă de aici, nu suntem de acord cu așa ceva. Dar pentru că suntem tratați cu același respect, ia câtă că au început să cadă rectificările. Și o să spună, păi nu, că consilierii sunt vinovați. Păi nu sunt vinovați. Nu, n-au cum să fie. Deci nu sunt vinovați. Vorba, da. Nu sunt vinovați. Problema este că avem mâine, pâine, 4 ani, oameni vor șafa din domnii consilieri care au fost la început de drum, au înțeles și știu ce înseamnă calitatea de consilier. Noi suntem exponenții comuni, da? Și trebuie să cunoaștem legea. Indiferent de situație, orice cetățean, că legea este una, toți trebuie să o cunoaștem. Dar în condițiile de astea, adică să fie ultima ședință a anului și noi stăm de vorbă între noi aproape, să mă scuze persoană, e grele. Eu, este final de an și mi-am permis să trag o concluzie publică. Și să știți că eu resping în totalitate acest mod de cum s-a cheltuit și în anul ăsta banul și ați văzut că de la un timp eu nu mai aprob, nu mai votez hotărârile financiare, pentru că nu sunt de acord cu ele. Cum s-a procedat? Nu le votez, poate să le voteze cine vrea, nu le mai votez, pentru că nu-mi place cum se cheltuie banul public. Nu. Și nu sunt de acord cu modul ăsta de cheltuirea banului public. Absolut deloc. De aceea, poate să mă acuze oricine. Eu nu sunt de acord cu... Și am dat dovadă. Nu votez, nu a... pentru că nu e în regulă. Sunt multe chestiuni care nu e. Doamna asta, știți că eu am întrebat-o pe doamna contabilă data trecută, în ședință, și am zis, doamnă, totuși, a terminat mandatul, suntem la 4, mai avem 5-6 luni de zile. Și văd că ne uităm unul la altul, așa. S-au făcut recepțiile la... Întreb, pe cine să întreb? Recepțiile, ca să ne recuperăm banii de la AFIR. S-au făcut recepțiile, doamnă, la cele mini, la mini-proiectele alea, în care am luat sute de milioane, am luat UIUM, comisiile care sunt de facerea... S-au terminat proiect, pentru că știți de ce? Acolo sunt bani care trebuie să... I-am cheltuit din bugetul local și trebuie să-i recuperăm. S-au făcut comisii. Păi, cât ducem? Două mini-proiecte, o dotare, adică mini-culturale și două locuri de joacă. Câți ani le ducem? A, le ducem ca să luăm noi bani în continuare. Lunar, spor, la salarii. E regulă. Eu, când vine Curtea de Conturi, vă spun clar, acolo prima oară mă duc. Și o să vină și o să verifice și documentele celor care ați participat la proiectele astea. Că banii, după calculele mele, sunt mai mari decât proiectele în sine. Ca să știți. Deci, da. nu glumesc. Când e vorba de banul scorțeanului, chiar nu glumesc. Puteți să spuneți orice, să mă înjurați, să mă încălziți. Deci asta e situația. E normal lucrul ăsta. Adevărul, după cât am înțeles eu, așa este. S-au luat bani pentru proiecte, spune legiuitorul. Oameni buni, dar pentru 3 fișete, 2 dulapuri și 5 scaune, dați-o încurăvită. Iar vin cu rugămintea pentru căminul la Florești, cu o ghiuvetă să se așeze acolo, la bucătărie. Pompa este asta, din prin septembrie, cred că, și ca drept răspuns să mi se spună că este ghiuvetă în bai. Da, nu este frumos. Da. Acest lucru care l-a spus dumneavoastră acum, acest lucru care l-a spus dumneavoastră acum, mă face să spun ultimul lucru din ședința asta, în care, vă rog să mă cred, cu ce a spus acum, chiar pot spune, cu tot ce am spus tot anul ăsta, că suntem într-o grec de gringoladă economică nemai întâlnită până acum în viața economică socială a Comunei Scorțeni. Dar și într-un dezastru al managementului administrativ. Punct.
Mulțumesc, domnul Jurescu. Acum pot să răspund eu, da? Vă rog, dați-mi răspuns. În momentul în care se face un contract de sponsorizare între o societate, fie persoană juridică, fie indiferent de forma juridică, cu o terță societate, asociație, persoană, orice, nu are nevoie acel agent economic să vină să informeze Consiliul Local că eu am făcut contract de sponsorizare cu asociația Bucuneștiaia. Și atunci dumneavoastră, primar, cum respectați legea transparenței? Dar nu, banii respectivi pentru dansul administrația... nu vin la primărie. Omul și-a găsit sponsor, este fix problema lui. Doamne. El dă socoteală sponsorului bine. Care i-a dat banii. Dacă vă dau dreptate parțial, vă simțiți bine azi? Nu. Pentru că noi am plătit vreo 2 ani din 3, da. Da, din bugetul local. Pe perioada respectivă, dar anul acesta eu am vrut... nicio treabă. Păi stați un pic, doamnă. Eu am scris, am două puncte. Deci eu am vrut să văd, să facem cu toții o analiză a prețului investit de noi, Consiliu, Primărie, Primar, în aceste dansuri, într-un proiect grandios, frumos, cu copilașii, care trebuie să continue. Și să găsim soluția, ori, și am și spus, ori menținem, dacă sunt rezultate, care eu nu prea le văd, acel contract pe cheltuiala primăriei, fără să ne mai cer cu căciula în mână la sponsorizări, care le putem folosi în alte locuri, da? Ori găsim o variantă preț-calitate mult mai bună. Și a fost pentru că eu am avut în mapă vreo două luni de zile, dar nu s-a vrut. Okay. Și l-am rugat mereu cu domnul general Vasile. Păi, hai să discutăm. Nu. Pentru că se vrea cu orice preț să se mențină treaba cu firma respectivă. Nu știu de ce. Și atunci dacă nu vin și nu... Dacă nu vin, nu e normal să am suspiciuni rezonabile, că ceva nu e în regulă. Eu vreau să știu, de exemplu, domnule președinte, câți bani am dat noi din buget pentru dansuri. Dacă asociația spune de o sponsorizare care e venită de prin vară. De prin vară, iunie-iulie. Dar până atunci noi nu am dat bani din buget? Da, pentru anul trecut, cum să nu? Nu pentru anul trecut, și acum 2 ani, doamne. Și acum 2 ani, păi, da, și atunci eu, dacă eu cer, în mod repetat, din decembrie, doamnă, cer. Haideți să vedem cât am cheltuit lunar. Pentru că de la acel 3.000 de lei lunar, la un moment dat a venit cu un tabel la mine, chiar domnul în cauză, cu 5.800. Și atunci am zis, îmi pare foarte rău, eu așa ceva nu mai semnez. Este doamnă? Este domnul? Păi aici, din momentul în care dumneavoastră știți foarte bine, ultimile recepții consilierii le-au făcut. Din momentul în care... Nu, dumneavoastră ziceți, știți de ce? Am întrebat în aprilie-mai pe doamna contabilă. Când n-am vrut noi în martie să mai semnăm. Când erau cu 3.000 de lei plus 2.000 de lei. Atunci ce vrea? Își asumă primarul răspunderea. Deci doamna nu are dreptate că a început de la 1 ianuarie. Nu. Noi am plătit facturi la Music Dance RL și până în aprilie. Până în aprilie. Pe urmă a venit un primar după buget să dau vina pe consilieri. Au dat bani la biserici. Amendamentul erau dumnealui. Iar amendamentul dumnealui a fost să dăm bani la Muntumeni. Când vine colegul, domnul primar, când vine, haideți să o discutăm de față cu dânsul, că așa degeaba, că avem de pus întrebări, da? Când vine dânsul, haideți să-i punem întrebări. Mai avem pe cineva, Mihaiță, spune aici. Eu vreau să vorbesc ceva, să vă spun. Da, avem un cetățean de la Grigoreni, Paraschiv Ionel, care a fost amendat din DSV cu 12 milioane de lei. Așa. Pentru că la un moment dat, asta și ca o informare către cetățeni, a vândut o vacă unui vecin, a solicitat documentele necesare de la medicul veterinar de aici, certificat de sănătate, ce a avut. Vaca a vândut-o prin primăvară, în luna iunie. Amenda a primit-o acum pe data de 11-11-2019, 1200 de lei. Interesant. Că dânsul nu și-a pus toate documentele la punct, nu a ridicat pașaportul vacii, să-l înmâneze vânzătorului, care a vândut, vă spun și cu ilat cu aia vândut vaca, lui Buftea, așa, da. Și DSV-ul a venit acum și a dat amendă 1200 de lei pentru că el nu a... Pare că e legal de contestat. Pare că e legal, da. Problema este că domnul doctor trebuia să înștiințeze un pic, că a fost înștiințat, să înștiințeze persoana respectivă. Dânsul a intrat abuziv în gospodăriile oamenilor ăștia și le-a pus crotare la porci.
Da, abuziv, a intrat, le-a pus crotalii la porci, oamenii au fost acasă, a sunat domnul doctor să vină să ia crotalii, că ei porcii nu-i crotaliază, că-i tai sau-i vând pe moment și nu-i dă bani. Și dânsul acum a trimis către DSV-ul să le dea o amendă că nu și-au pus toate documentele la punct. Și a dat DSV-ul de proces verbal aici. Da, 12 milioane de lei amendă. Domnule, învățați-vă. Pentru ceilalți oameni să știi că domnul doctor veterinar, dacă are un comunicat și vrea să vii cu părerea dânsului, poate să vină într-o ședință. Îl putem invita. Să spune că eu cred că el este un medic care... El lucrează în această comună, lucrează cu oameni, crescători de animale și el trebuie să informeze oamenii. Nu trebuie să-i pui să trimite DSV-ul, să-i dea amenzi. Domnule, 12 milioane, au vândut-o un vac cu 15-12 milioane, dat amendă. Și omul plătește amendă, au făcut contestații. Ar trebui achitat în termen de 15 zile amenda. Și nu are cum. Deci el nu va fi rezoluționat, nu va fi soluționat. Dăm hotărârii în 15 zile. Bun. Acum, avem o cerere. Mai vreți o cerere. Domnul la naștri, ușor să plătească la acum. Noi, ca și Consiliul Local... Domnule, dar au zis că s-au vândut vaci în Grigorin, care le-au luat și în linii. Și le-au luat fără nimic. Densul trebuia să vină să se informeze și el să se vină. Notați. Suntem mai mult dată, domnule, și noi aici. Sunt și frumoase. De exemplu, eu știu că mai injectează, mai face treaba. Da, gata. Mai e problema cu doamna Pușa, nu știu dacă... Am o cerere, dau un set. Dar dumneavoastră citiri, dați dumneavoastră. Spuneți primarului, din banii aia care ia de la sponsorii, nu de la sponsorii, să plătească aici ce vreau de aici. Da, cu barier și cu alea, să facă o hotărâre de Consiliul Local și să rezolvă un caz social. Da, haideți, atunci dau, uitați, dau citire, mi-e primat subsemnata Măciucă. Da, îmi dați voi. Măciucă Ecaterina, domiciliată în localitatea Scorsel, comuna Scorsel, județul Bacău. Vă rog, doamna Cobuz. Dar dați-o colo de treabă, dar sunteți două. Păi stați liniștită că dau citire și după aia vorbiți. Lăsați că vorbesc, cumnească eu. Da, dumneavoastră, sunteți regulat, nu-i problemă. Vă rog frumos. Subsemnată Măciucă Ecaterina, domiciliată în localitatea Scorțel, comuna Scorțel, județul Bacău, vă rog să mă ajutați cu suma de 1.500 de lei pentru achiziționarea unui aparat auditiv pentru copilul Ilie Vasile Marian, luat în plasament conform sentinței civile numărul. Precizez că acesta a fost diagnosticat cu hipoacuzie mixtă moderat severă pe ambele urechi. Ferească Dumnezeu. Așa, copilul ar avea nevoie de două aparate auditive. Casa de Asigurări de Sănătate decontează în procent de 50%, dar un aparat auditiv care ar avea un preț de 2000 de lei. Și dânsa, la cerere avem anexate aici toate documentele justificative pentru acest lucru, așa că eu vin acum și dumneavoastră ați auzit despre ce este vorba și cine vrea să ia, haideți să aprobăm, zic că 1500 lei, ce domnul Giulia a spus despre lucrurile. Poate dați peste aia de la barier, de la bistro, de acolo ați luat bani și 1.500 de lei față de 17 miliarde băgați în drumul apă de ploaie. Așa că, atare, vă rog, supunem la aprobare. Ce spuneți? Aprobat? Vă rog frumos, prima dată supun spre aprobare, da? Sunteți de acord, oameni buni? Absolut. Dar să aveți și suma de bani, dacă e disponibil. Domne, noi am spus dacă sunteți de acord, iar primarul va veni prin donator principal de credite, va veni prin serviciul contabilitate și spune, da, am suma de bani. Nu am suma de bani. Da, dar acum până să la suma de bani din bugetul local, eu aș veni cu propunerea ca fiecare dintre noi, bine, la noi la primărie s-a strâns deja, fiecare dintre noi, în calitate de simplu cetățean, nu mai spun de consilier, fiecare cu cât îmi doare buzunarul, Asta este. Pe anul situațiile deosebite. În mor trei oameni în comunitate și nu au rude. Ce, n-ați văzut? Ba da, ea trebuie banii de cine primăria, da? Deci banii trebuie să-i prevezi acolo. Rezervă. Mai o situație cu un copilaj, cu o bătrână. Deci asta trebuia de atunci. Nu să vii acum, pentru că vă spun o chestie, nu vă ascund. Doamna respectiv m-a sunat pe mine. Știți, domn Gelu, că eu, da, doamnă, vă cred. Mergeți la primar și spuneți-i așa, să fac un proiect de hotărâre, prin care, printr-o rectificare de colo, rupi și dă, și vă dă 1.500 de lei. Da, zic, eu așa aș face. Păi nu, că n-are bani și mi-a dat 1 milion din buzunar. Doamne, 1 milion din buzunar vă dau și eu. Și am dat 1 milion. Cum a dat toată lumea? Da, cine a dat? Deci asta e partea a doua a solidarității noastre.
E bună că există în comunitatea noastră așa ceva. Da. Dar nu e asta soluția totdeauna. Soluția este cea legală de la început, că știți de ce? Știți de ce? Noi acum suntem în luna cadourilor. Uitați, mâncăm un biscuit, bem o șampanie, suntem mai buni, mai generoși, da? Dar nu totdeauna ne înghesuim banii. Copilul ăsta are nevoie de aparat, nu peste o lună, că la el cu cât se întârzi iar de aia trebuia o atitudine fermă și rezolvată problema. Fermă, mai punem bani din fiecare și gata. Poate, dacă se poate, să se dea pe sus. Păi s-a făcut doamna asta, dar am spus partea cealaltă cum trebuia. Nu vreau să văd de ce dată e pusă cererea, de ce dată, de cât timp este depusă cererea pentru solicitare sume cu gândabilitate. Adică eu așa, ca fapt. E data de 2 a 12. Da, luna asta. Da. Bun, oameni buni, ce pot să zic? Doamna Gumbuz, gata, lăsați, s-a înțeles, nu mai repetă de 70 ori. Anul nou vine, să avem sărbători frumoase, alături de cei dragi, să ne întâlnim cu bine și Doamne ajută și numai bine. Sănătate. Mulțumim frumos televiziune, sperăm că anul viitor o să fiți prezent lună de lună, așa s-a mai întâmplat. Asta s-a toate trebuie. La mulți ani, sănătate, Doamne ajută.